Lucian Bute l-a zdrobit pe americanul William Jopy și și-a păstrat astfel titlul mondial la categoria super mijlocie versiunea IBF. Bute a dominat meciul de la un capăt la altul. În repriza a noua, americanul a fost trimis la podea printr-un uppercut de stânga. S-a ridicat cu greu și a continuat meciul. În repriza a 10-a, Bute l-a doborât din nou. Americanul nu și-a mai putut reveni, iar arbitrul a oprit partida. Astfel, Lucian Bute a câștigat prin knockout tehnic. C'est un grand honneur pour moi. Je me sens très bien. J'ai travaillé fort pour ce combat. J'ai démontré à tout le monde que je mérite d'être champion. Familia lui Lucian a urmărit meciul pe internet, în casa unui vecin. Emoțiile au fost teribile. Abia după ce campionul a ridicat centura deasupra capului, părinții săi au răsuflat ușurați. Adversarul? Cum s-a portat? A fost și el, bun, dar a primit mult. I-a dat o patru fizi la greu. De dimineață, în localitatea Pechea, unde Lucian a crescut, localnicii au ieșit pe stradă pentru a sărbători triumful. Cel mai bun! România nu-i proastă, mă! România nu-i proastă, Lucian! După meci, Lucian Bute a mers împreună cu prietenii într-un bar din Montreal. A fost primit ca un adevărat erou. Oamenii l-au îmbrățișat, i-au strâns mâna și au scandat minute în șir numele. Cucerit de entuziasmul fanilor, Lucian a încercat și câțiva pași de dans.